Identitatea partidului UNPR nu se negociază, ci se afirmă. Aceasta este cartea de vizită a partidului care lucrează pentru pacea socială. După numirea în funcția deputatului Viorel Teodorescu ca președinte la nivel județean, reprezentanții filialei de la Giurgiu au făcut publice proiectele pe care le au în prezent, dar și planurile de viitor. Mai avem un proiect de lege pe care îl vom pune în această sesiune. Coborârea vârstei de vot la 16 ani pentru tineri, astfel ca aceștia să poată de acum încolo să-și exprime votul și să contribuie la realizarea obiectivelor și dorințelor lor pentru România. Dorința partidului este ca până în 2016 să se ajungă la un număr de 1 milion de membri de partid, deși aceea ar însemna aproximativ un 20.000 de membri de partid per fiecare județ. Ne dorim să avem stabilitate economică și socială. Împreună cu domnul președinte Teodorescu, domnul deputat și cu domnul Lupu Cătălin, vrem să ridicăm partidul la nivelul la care să ne atingem un target de cel puțin 10-12% la alegerile care urmează în 2016. În prezent, UNPR Giurgiu are 41 de organizații locale, 1100 de membri activi la nivelul județului, 14 consilieri locali și un primar suspendat momentan. Cât despre desemnarea candidatului pentru fotoliul de primar, Viorel Teodorescu spune că partidul UNPR se află în continuare în alianța cu Partidul Social Democrat și, în principiu, vor desemna un candidat comun pentru alegerile din 2016.